E lung pământul, baie lat, spunea la un moment dat în poezia sa George Coșbuc. Poate că unul dintre cele mai importante evenimente de trecere din viața fiecăruia este nunta. Nunta văzută nu numai ca o simplă adunare a celor care sunt împreună pentru cei care vor să înceapă o viață nouă, ci nunta ca și manifestare, loc care adună pe toți la un loc, loc pe care trebuie să-l privim și ca un nou început, o nuntă tradițională. Nunta văzută prin prisma celor care participă la ea și nunta văzută prin prisma celor care își dau un nou început vieții. Asistăm în mod obișnuit la manifestări ce se reflectă în obiceiuri, în tradiții, manifestări ce tind să aducă nunta tradițională la ceea ce a fost odată. E adevărat, cu pețitul, cu împodobitul steagului, cu mersul după nănaș, cu chiuitul și mai ales orațiile care se fac la nuntă. Un eveniment menit să îți aducă aminte peste ani de un nou început pentru un nou cuplu, pentru o nouă viață. O nuntă tradițională s-a dorit să se întâmple și la Sfânt Petru de Câmpie. O nuntă cu oameni adunați, cu tineri frumoși, gata să le ureze tinerilor căsătoriți toate cele bune și o viață cât mai lungă. Pe un traseu bine stabilit, cu un alai așa format încât să-ți aducă aminte de ceea ce a fost odată. Și cu ochii minții, parcă și vezi acele costume populare care se roteau în aer, acele costume populare purtate de tinerii noștri, de tinere, de cei care mânuiau lumea pe care o trăim și noi. O mânuiau în sensul faptului că trebuiau de fiecare dată să-și găsească locul printre atâtea și atâtea legi scrise și nescrise. Un început al nunții, un început al unei noi existențe. Duminică, 28 iunie, în localitatea Sfânt Petru de Câmpie s-a pus în scenă o nouă parte, o nouă filă a ceea ce se numește istoria locală. Cei care au fost prezenți au putut admira la început o paradă a portului popular și un alai de nuntă tradițional, cu tineri și tinere, frumoși îmbrăcați, chiuind de bucurie, chemând pe toată lumea la evenimentul ce va să fie. O aducere aminte de Sfântul Petru la Sfânt Petru, ocazie cu care cei prezenți au putut să admire pe lângă varietatea de costume populare, varietatea de cântece și dansuri populare, au putut să admire și partea de tradiție culinară. Toate acestea reunite sub genericul Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor din Comuna Sfânt Petru de Câmpie în cea de-a treia ediție. Cu gândurile la ceea ce ne-au rămas de la strămoși, cu gândul la ceea ce a rămas vizibil de la cei care au fost odată, mai multe comunități din Comuna Sfânt Petru de Câmpie au împodobit câte o casă tradițională unde au putut să-i primească pe cei dragi și unde au putut să-i servească cu produsele noastre tradiționale. De la celebrele palanețe cu brânză și varză și până la tocana de miel. Toate acestea adunate într-un singur loc și sub un singur generic, cu gândul că poate tinerii de astăzi vor reuși să preia din mers ceea ce străbunii lor au lăsat odată. Comuna Sfânt Petru de Câmpie, poate nu atât de bine cunoscută sau nu la fel de bine cunoscută precum alte comunități, multă vreme rămasă într-o anumită perioadă de umbră din punct de vedere cultural, s-a gândit prin oamenii săi că n-ar fi rău să mai dăm un semnal societății și să dea un semnal asupra faptului că încă mai există și prin cotloanele acelea, poate mult prea prăfuite, mai există oameni care doresc să țină tradiția vie. Acesta a fost și motivul pentru care cei care au organizat această ediție a Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor din Sfânt Petru de Câmpie s-au gândit să adune la oaltă nu numai oamenii prin comuniune și trăire împreună, dar și elemente vechi și noi puse cap la cap, așa încât să fie totul într-o îmbinare sau o trecere dinspre trecut spre viitor. Un gând bun și mai ales jocul și voia bună au fost cele care le-au adus oamenilor aminte de jocul lui Ielu. Jocurile și tradițiile noastre de odinioară, care au fost vizibile și care ar putea fi văzute în continuare dacă și cei tineri ar avea cel puțin la fel interesul pentru a merge mai departe.
mândru răsună de-aseară în câmpia transilvană, cetera lui Ielu, căi târg la Sânt Petru. Un târg înaintea târgurilor obișnuite de vară, un târg care precede acestor târguri spre aducerea aminte de patronul spiritual al comunității, Sfântul Petru, cel care nu face altceva decât să ne ofere și nouă câte o picătură de har pentru a păstra nealterat ceea ce străbunii ne-au lăsat. Un gând bun și mai ales o manifestare ce merită a fi continuată. Ne vom duce la casa miresei, luăm mireasa și de aici ne ducem la scenă. Este suspendată cununia. Păcat, o vor face-o când va fi timpul lor. Rugămintea mea este să fie liniște în momentul în care vor adresa niște cuvinte tinerilor elevi, că sunt elevi de școală și tineri și cu emoții, iar după ce venim de la... după ce pleacă mirele la mireasă, în spatele căruțe cu tinerii vor fi chiuitorii, pe urmă, grupurile care au venit, încă o dată le spun, bine ați venit, să vă simțiți bine, sunteți cât se poate de frumos și de drăguț. S-a spus și anii trecut, spune domnul Rusu, ne bucurăm de așa ceva. După care ne colonăm, ne oprim în față la primărie, se face un tradițional joc, păstrăm partea dreaptă de circulație, fiindcă suntem pe un drum național, să nu avem evenimente. După care intrăm la terenul, la terenul de sport, unde arena ce acolo, scena. Da. La nuntă să vă chemăm Irene și-a pus în gând o venit și a lui rând s-o gătat ca pomul floare că-i vremea să se soare. Dintr-o mândră grădinuță vrea să rupă garofiță. Garofiță-i ca o fragă la toată lumea-i dragă că-i floarea florilor, drăguța feciorilor. Mulți feciori s-au lăcomit la grădinuță-o venit, dar mirele tineret ca și tras printr-un inel a intrat în cetinel și o ruptă-o floricică, chiar pe ai mai frumusică. Și-o fost tare drag de floare și n-o fură s-o omoare, cu ea vrea ca să se soare. N-o fură s-o veștejească, o fură s-o iubească. E verde matosat, invităm întregul sat. Haideți cu toții la joc, să aibă mirii noroc. Apoi la cununie, mirii fericiți să fie. Faceți bine și veniți, că frumos veți fi primit. Cu vin roșu, pâine albă, să le fie lumea dragă. Și să ziceți după mine, să trăiască în fericire. Și să ziceți după noi, să trăiască amândoi. Și vă rugăm pe dumneavoastră să veniți la nunta noastră. Parămite ori se aude că mă strigă oare unde, că mă strigă cineva să mă duc să văd ceva. Oare văd un porumbel, multă lume după el. Ăsta fi copilul meu, copilașul meu cel drag, care astăzi s-a însurat și pe mine m-a lăsat. Dragul meu s-o ominești, dacă vrei să n-ai povești. Dacă bine vii purta, numai noroc îți avea. Și se dea lângă ne.
Anus tânăr creișor plânge par și ghedor. De dimineață s-a sculat, față albă și-a spălat, păr negru și-a pieptunat. Murgu și l-a încălecat și trâmbița-n mână luat și în patru părți-a sunat, oase mari-o arunat. Din bătrân și tinerei, tare bine-i stă cu ei. Prin grădină s-a uitat și la voi de-o floare-o dat. Și văzând că nu florește, pământul că nu-i priește, ne-o trimis pe noi, ăștia doi, care sunt cei mai flăcâni, cu calea bine învățați și cu caii mai gătați. Să mergem mai înainte ca toți oamenii de frunte. Lărgica s-o luăm și cu ea să ne turnăm. S-o luăm din rădășină și la împărat în grădină, s-o pune să răsădească, să crească, să înflorească și apoi să se mulțească, să nu se mai veștejească. Răiasa de aici a scris și apoi din gura zis că puțin să te mai lași, să nu fii așa fruntaș că unui fecior ca tine îți spun drept că nu-i stă bine. Apoi zis să știe iară ce bani umblă în astă țară, să trimite la schimbare o sumă de bani mai mare, că ți-o da alta înapoi și țară de pe la noi. Banii ție ți-i repezi. Dar tu să nu te mai văd. Acolo așa e, dar e falta aia. Vezi, hai copii. Păi de drum. Arunșa, va? E că te-ai țăpat în apă. Jupâne, frate, ori floarea ne-o arătați, ori poarta ne-o dezlegați și mireasa ne-o dați. Păi noi vădem, dar banii ați aruncat în loc să ne-i plăciți nouă. Păi așa se plăcește mireasa, se dă la tarul, se dă la tarul, la mireasa acolo, se dai bani acolo, zestri, se face în zestri. Rupâne staroste de casă, fă bine, te du în casă, și cată într-un colț de masă, colacul de grâu curat, pe seama noastră gătat. Și o clajă cu vin în ea, să ne închinăm cu ea. Și este și vin. N-avem de împărțit boi și păcanium între noi. Hai să ne împăcăm cumva. Doamne ajută! Hai să vă deschidem, noi să ne facem oameni cum se cage, Doamne ajută! Ai o fată frumusică! Nu știu finuțul ce are, că și lui dragă tare. Pe cum bine vei zici dumneata, și mai mult ar merita. Dacă te gândești mai mult, îmi stă gândul să mă duc. Nu mai sta să te gândești, mai frumoasă nu găsești. Nu mă ține sub papuc, adu banii și mă duc. Mulțumim frumos de bani și să trăiți la mulți ani. Mă chemați și la botez, că mai frumos vă urez. La fină și la finuț, pentru bocânt vă bănuți. Să trăiți! Mirea! Da. Se sară pe cer înalt, că eu azi am de plecat. De la casa maicii mele, azi mă despărțesc cu jale. De la casa tatii meu, azi mă despărțesc cu greu. Te sărut, măicuță dulce, să mă lași să mă poduce. Eu, măicuță, te-aș ruga, dacă ți-am greșit ceva, să faci bine, mă ierta. Mulțumesc cu ție, tată, că ți-am fost fecior și fată. Și de ți-am greșit vreodată, tu fă bine și mă iartă. Îmi iau apoi iertăciune de la frați, de la surori, de la grădină cu flori,
De la pietrele din vale, de la prietenele mele, de la struț și busuioc, de la feciorii din joc, dacă v-am greșit ceva, faceți bine și dirta. Frunză verde de trifoi, dragii noștri amândoi, noi atâta v-am rugat să nu stricați dragostea pentru toată nimica. Răbdați unul altul, dar să nu știe satul. Pe părinți să-i omeniți, să nu fie necăjiți și mereu să-i ascultați, să nu fie supărați. Unde-i pace și iertare, acolo norocul mare. Unde-i ură și prea greu, să ferească Dumnezeu. Așa-i dat în acest loc, să trăiți și aveți noroc. Nu dai ca un târg de țară, ce cumperi nu poți da iar. Ca dâlmașul e băut, ce-ai vândut e bun vândut. Când se face cununie, ce-ai luat al tău să fie. În lume și pe vecie, cu pace și bucurie.
Yeah.